De cum să fie? Bine ați venit! Hai băieți, să-i las scaunul în piresc. Dumnezeu îi curățește pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeu îi curățește pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeu îi curățește pe noi păcătoși și ne miluiește. Domnul îți aducem ție, Hristoase, Dumnezeu, 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 de asemenea, pe care primim într-o jertfă, pe care primim într-o jertfă. Slavă Sfintei și celei de-o ființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei trăimii, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Dumnezeitorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Vizierul bunătăților și dădătorile de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, să pune iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăle nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu, în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de
Hristos și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Sfântă mănăstirea aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Pentru poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pentru cărmăitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să primească cu milostivire în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, mulțumirea și rugăciunea noastră de acum nevrednicilor robilor săi, și cu îndurare să ne miluiască pe noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră a nevrednicilor robilor săi, pe care o aducem cu inimă smerită, pentru facerile de bine ce le-am primit de la dânsul, ci ca o tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită să-i fie lui, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre, a nevrednicilor robilor săi și buna cerere și dorirea credincioșilor săi, totdeauna spre bine să o împlinească ca un milostiv și totdeauna să ne dea faceri de bine nouă și Sfintei sale biserici și la tot credinciosul său popor, Domnului să ne rugăm. Doamne, să izbăvească Sfânta sa biserică și pe robii săi și pe noi de tot necazul, mânia, primejdia și de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, și cu sănătate într-o lungime de zile, în pace și cu ocrotirea îngerilor săi, totdeauna să-i îngrădească pe credincioșii săi robi, Domnului să ne rugăm. Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Yes.
să ne învrednicim noi asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea zic vouă toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați să vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte greșelile voastre. Că de nu iertați voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri vă va ierta vouă greșelile voastre. Slavă-ți-ne, Doamne, ne rugăm. Doamne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi netrebnici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor Tăi, preoții adunați la aceste cursuri. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul Te slăvim, îți cântăm și Te lăudăm și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurata și nespusa Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor Tăi și cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește-i a spori într-o dreapta credință, în dragostea cea către Tine și cea către aproapele și într-o toate faptele cele bune, și a dobândi ale Tale binefaceri împreună cu toți credincioșii Tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște, și ne învrednicește pe toți, totdeauna mulțumirea aduce, cele prea bune a grăi și a cântat ție celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui slăvit într-o ființă. Slavă Ție, Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine, în vecii vecinilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, Tatălui și Fiului și
părinții azi și ară, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. În al preasfințitului părintelui nostru Andrei, arhiepiscopului Vadului, Feleacului și Clujului, și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sărașului, dărește-i, Doamne, zile îndelungate și bună sporire, în dreapta propovăduirea cuvântului adevărului Tău și în povățuirea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii, și îl păzește pe dânsul pentru mulți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. Doamne, zile bune și îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și cu toate bună sporire, iar asupra vrăjmașilor biruință și îi păzește într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Sănătate și întru toate bună sporire și îi păzește întru mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Vom duce în sala de ședințe și, efectiv, vom
demara cursurile noastre de formare duhovnicească. Bine ne-am întâlnit! Bine ați venit! Nu, 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 nu,